Cum sunteți? Salut, salut, băieții! Salutare! Păi da, ai spus delay? Fără salut, delay. Păi da, a, de abia acum a început. Bun, vă salutăm pe toți. Ce faceți, băieți? Suntem aici cu băieții de pe Discord, cu nelipsitul Chris FM Strategy. Astăzi o să discutăm despre variația în poker. Ce înseamnă variația în poker, cum o combatem, cum jucăm și multe alte chestii noi. Care și pentru mine o să fie noi, că despre variații nu prea am avut abar până acum. Abia acum am experimentat și eu ultimele 6 săptămâni, 7 variații. Voi cum sunteți? Stăm un pic, băi, stăm un pic asadul de lumea, nu? Da, da. Orice întrebare aveți, nu ezitați să o puneți. O să avem răspuns. Da, puneți întrebări pe YouTube, o să încerc să le urmăresc mai bine decât ați trecute. Și o să încercăm să facem curs un pic mai interactiv, o să pun și eu niște întrebări. Să răspundeți pe chat sau nu, pe voce, care sunteți aici. Salut Sebastian, salut Vasi, salut, salut! Cu like-urile, așa, bună idee! Aplicați și un like, perfect, mulțumim mult! Like, subscribe, clopoțel, tot! Vă dați seama că dacă vedem că este interes, avem și noi interes să facem cât mai multe, nu? Salut, Daru, salut, salut, salut! Mai stăm puțin să mai s-adune unul altul. Mersi mult, Sebastian, mersi mult! Ia să spunem șapca cum trebuie în cap. Mai spună lumea că stau ca șoferii de camion. Bun, Chris, hai să dăm drumul, nu? Bun, hai să începem. Mersi mult, Gami. Deci, despre variație. În cursul ăsta o să discutăm și o să facem niște simulări, în principiu despre variația în turnee. Nu o să avem timp să ne uităm și la cash sau spin-uri și oricum eu doar la turneu, știu ce. Acum, ce e variația? În general, variația e deviația de la medie. În cazul nostru, în poker, o să fie deviația de la media câștigului, profitului pe care îl realizăm noi, teoretic, dacă un sample destul de mare. Din cauza randului, a norocului, a ghinionului, evident că nu o să câștigăm exact cât merităm în ghilimele, ci o să fie o deviație. Și chestia asta o numim o variație. Acum, ce este ROI-ul? Probabil majoritatea știți, vine de la return of investment. E o măsură a profitabilității, iar termenul nu e neapărat din poker, da? E o măsură a profitabilității estimată ca procent. În cazul nostru, în poker, de exemplu, dacă jucăm un turneu de $10, dacă avem ROI 20%, înseamnă că noi în medie băgăm $10 în turneul ăla, câștigăm în medie, da, 12, adică facem profit $2 în medie, înseamnă că avem ROI 20%. ROI poate fie și negativ, evident. Mulți jucători din turneu să aibă ROI negativ dacă nu joacă foarte bine. Acum, dacă luăm un exemplu cu mai multe turnee jucate, să zicem, jucăm 100 de turnee, de $10 în total o să investim $1000. Noi, dacă în medie câștigăm $200, adică avem profit $200, înseamnă că avem ROI 20%. Bun, un jucător decent, ce ROI ar trebui să aibă ca să, no, să fie ok? La turnee, depinde evident de tipul de turneu, de buy-in și mai departe, la fel cum depinde la orice joc. În principiu, putem să avem ROI începând de la 3-5% la buy-in foarte mari, dar nu e cazul, adică la super high roller sau ceva, nu cred că vorbim aici, până la 20-30% la turneele foarte bune de buy-in mai mic, poate chiar și peste 30% la turneele foarte bune în field foarte mare, de exemplu, nu știu, alea de duminica de $11 cu 500.000 sau 50.000 sau 200.000, putem avea și ROI chiar peste 30%, da. În mod normal, tipic, ca să răspund pe scurt, avem undeva între 10 și 20%, sau jucătorii buni au undeva între 10 și 20%. La mize din astea mai mici, de genul buy-in-uri de, cum am dat exemplu aici, $10, $20, $50, în principiu putem să avem 20% sau mai mult. La $100, $200, jucătorii buni
deja cred că n-au chiar 20%, au poate 15%. Cine are mize foarte mari, evident, o să vedem. Dar pe ce sample de turnee, pe ce număr de turnee ar trebui să fie relevant, Royo? Păi asta o să încercăm să aflăm în cursul ăsta. Ah, bun. Noi, ca să ne aflăm roiul doar pe baza sample-ului, cum a zis Andrei, o să ne trebuie un sample foarte mare de turnee și de obicei nu o să ne avem. O să fie foarte greu să știm exact care e roiul nostru, dar în principiu, pe baza sample-ului, pe baza jocului nostru, pe baza dacă evoluăm corect nivelul la care suntem, da? Și știm, adică dacă luăm un sample de la mai mulți jucători, de exemplu, nu doar de la noi, care joacă similar cu noi, în aceleași turnee, putem să ajungem să ne dăm seama cam ce roi avem. Adică noi, dacă știm că suntem la un anumit nivel, la nu știu ce turnee, la care când ne uităm pe un sample foarte mare al foarte mulți jucători, în medie ei câștigă 20%, înseamnă că și noi, dacă suntem la nivelul ăla sau dacă studiem să ajungem la nivelul ăla, o să putem obține un roi de genul. Faza e că eu, Chris, am avut pe primele 7 turnee, aveam plus 15%. Acum, adică când îți dau un sfert de 6 săptămâni, la minus 5-4%. Dar da, păi o să vedem în cursul ăsta cât afectează variația. De asta zic, știi că în 200 de turnee m-am dus pe minus, deci 700 a fost plus și un 1. Da, păi o să vezi că e un sample foarte mic. Ah, deci e mic, ok. Da. Da, mai ales că turnee. Bun, legat de variație, deci dacă, de exemplu, noi, să zicem, am jucat 100 de turnee de 10 dolari, cum dat exemplu, am investit $1000, ok, să zicem că știm că avem roi 20%, nu te spune despre asta, acum să zicem că știm chestia asta, dar în mod normal am face un profit de $200. Dacă, în realitate, noi facem profit 500, înseamnă că variația e plus 300, adică am câștigat cu 300 mai mult decât ar fi fost în medie. Da? Dacă pierdem 400, înseamnă că avem o variație de 600, minus 600, dar am pierdut cu mai mult de 600 decât trebuie să câștigăm 1000. Și acum am scris aici variația la turnee, și mai ales la turnee online, e destul de mare și ce o să încercăm aici o să fie să avem o imagine mai corectă și realistă asupra ei, pentru că foarte multă lume are o imagine realistă asupra ei, chiar dacă realizează că e mare, dar chiar și jucători foarte buni, uneori nu realizează exact cât de mare e variația. Cred că turneele online sunt jocurile care au cea mai mare variație ca idee față de orice altceva. Adică, clar, cash are variație mai mică. Cred că cash are probabil cea mai mică variație. După aia, spin-urile au o variație probabil mai mare decât cash-ul, dar nu mai mică decât turneele. Cash-ul live și turneele live probabil au o variație mai mică decât turneele online. Singura chestie de menționat e că la turnee live e greu să băgăm volum și atunci s-ar putea, pentru un anumit interval de timp, să avem o variație mai mare pentru că nu avem volum. Dar în sine, la turnee live avem și roi mai mare. Dacă vorbeam online de un roi de 5, 10, 20, 25%, 30% care putem avea în turnee live, putem avea chiar și 40-50% în cazuri extreme și 100% în turnee foarte bune. Deci, în principiu, turneele online au cea mai mare variație dintre orice formă de poker. Avantajul e că putem băga volum foarte mare, fiind online și putem juca mai multe mese. Da. Bun, o să mai lămurim termenii de rake și overlay și știu eu pe care iar probabil unii cunoașteți. Rake-ul e o parte a băinului care e reținută ca și comisiune acasă, după cum știți, probabil în orice turneu online, dacă nu intre fondul de premii. De exemplu, dacă avem un turneu de $11 care e 10 plus 1, da, $10 intre în fondul de premii și $1 intre la GT sau la finalul de turneu. Da? În cazul, de exemplu, ăsta e un rake de 10% și foarte multe site-uri au un rake de 10% la turnee. GT-ul, în principiu, e foarte multă vedere pentru că are rake 5% la turneele bounty și cred că 8% la majoritatea non-bounty, deci, în principiu, are rake mai bun decât alte site-uri. Și asta contează destul de mult. Altă chestie foarte relevantă e rakeback-ul sau cashback-ul sau cum mai numește, e partea rake-ului pe care o primim înapoi în diverse forme, sub formă de bonus, pe GG sub formă de fish buffet, leaderboards și orice alți bani pe care îi primim înapoi de la site și nu din câștigul din turnee. Bun, acum, ce înseamnă overlay? Știți că se mai întâmplă când unele turnee nu strâng fondul de premiere care e garant. În momentul în care nu se strânge, fondul ăla de premii rămâne. Zice că turneul are overlay. Să luăm exemplu, ca să înțelegem, dacă avem un turneu de $11, da? Care are $10,000 garantat fond de premii, ar trebui să intre 1000 de jucători, dacă se strângă fondul de premii și să-și ia și casa rake-ul.
Dacă în realitate intră, de exemplu, doar 800 de jucători, da, se vor strânge doar 8.000 de dolari plus rec 800 de la cei 800 de jucători, dar în continuare turneul va avea fonduri prin 10.000, ceea ce evident că e foarte convenabil pentru jucătorii care joacă. În cazul ăsta, overlay-ul îi, tot în procente se exprimă, îi 2.000 de dolari împărțit la fondul total de premii, adică 1 pe 50-20%. Cum am zis, turnele de overlay sunt profitate de jucat, da? Din motive evidente. Da. Ideea e că într-un turne, na, nu o să găsim foarte des turneul online overlay, dar sunt situații în care mai ales au unii satelizi pentru live, unii ori chiar și au unii turnee. Ideea e că la turnee noi prea ne imaginăm că ok, jucăm într-un turneu, jucăm bine, deci suntem profitabili. Sau poate ne imaginăm că jumate din jucătorii dintr-un turneu sunt profitabili. Și lucrurile nu stau deloc așa, pentru că avem rake-ul ăsta de 10%, 5% în cazul judiului sau 8% sau știu eu. Problema lui că nu e suficient să jucăm mai bine decât ceilalți jucători, ne trebuie să batem și rake-ul. Și mă refer pe termenul. Și o foarte mare parte din jucătorii dintr-un turneu, dacă sunt la un nivel similar, o să aibă un ROI, chiar dacă îi joacă bine și au ROI pozitiv, nu negativ, o să aibă un ROI de, nu știu, 2, 3, 5, 7% și ROI-ul ăla nu o să bată REG-ul. Noi, în exemplu, dinainte când ziceam că avem ROI 20%, mă refeream peste REG. Da? Da. Dacă ne gândim, o foarte mare parte din jucătorii dintr-un turneu, dacă vor juca la un nivel aproximativ similar, vor fi în marja aia între minus 10% și plus 10% și practic nu vor face profit, adică îi vor bate REG-ul. Atunci, dintr-un turneu, dacă intră 1000 de jucători, e foarte posibil în medie doar, nu știu, 10% sau 5% sau 15%, depinde, să fie profitabil. Deci nu e chiar așa că noi intrăm într-un turneu, jucăm mai bine decât jumătate din jucători, suntem profitabili. Nu, în realitate, doar mai puțin de un sfert, poate 10, poate 15% din jucători dintr-un turneu pot fi profitabili din cauza rake. Acum, dacă avem rake mai bun, rake back și mai plin în turneu cu overlay, evident, putem să ne mărim profitul în caz că suntem oricum profitabili sau chiar să intrăm pe profit sau ăla să fie profitul nostru. La turneile cu overlay nu mai e valabil ce am zis, adică la turneile cu overlay nu o să mai fie profitabil în medie doar 10% din jucători, dar poate să fie profitabil în extrem toți jucătorii dacă e un overlay foarte mare, adică dacă overlay e destul de mare, e suficient să nu jucăm foarte prost cât în medie să facem bani, adică dacă de exemplu turneul are overlay 30%, noi chiar dacă pierdem 20%, o să facem profit 10% din overlay, din banii pe care i-a dat casa extra. Bun. Cam asta am vrut să zic ca și termen și teorie. O să mai discutăm mai încolo niște chestii, dar aș vrea să le vedem practic înainte. Și ca să vedem mai exact cum stă treaba, o să facem niște simulări de variație, că așa o să luăm și mai bine, da? Avem aici un program online, puteți să vă jucați și voi cu el, e free și are printre altele funcții prin care simulează variația și la cash și la turnee. Noi acum folosim Tournament Variance Calculator, nu? Se vede foarte, foarte rău, stai așa un pic. Ok, să fac un pic mai mare, hai să vedem. Așa, bun. Se vede mai bine așa acum? Bine, bine, da, se vede. Bun. Mersi mult, Remus. Mai e un turneu, da. O să simulăm, programul ăsta o să simuleze că jucăm turneul ăsta de mai multe ori. Putem adăuga și mai multe turneu. Momentan ne jucăm cu un singur turneu, ca să păstrăm treaba simplă pentru început, da? Avem un turneu, băgăm numărul de intrări, da? Ca și prim exemplu, aici luăm un turneu cu 1000 de jucători, da? Da. Completăm câte locuri sunt plătite, să zicem 125, nu? Tipic, sau 150, nu știu câte lucruri să pun. Mai punem 150, da? Buy-in-ul, luăm un exemplu de 50 de dolari, rake-ul în procente. Nu o să conteze la simularea asta cât e rake-ul, pentru că noi o să completăm ROI-ul, adică aici când completăm ROI 10%, înseamnă că avem peste rake, adică practic avem 15% fără rake și nu 10%. Dacă completăm aici 5, aici 10, sau aici 10, și aici 5, nu spui tot aia. Sau aici 10, fie de fapt. Ok. Și acum punem câte jocuri jucăm. Hai să punem, pentru început, că jucăm un număr mic de turnee. Jucăm 100 de turnee, da? În fil de 1000 de dolari. Și presupunem că avem un ROI de 10%. Da? Punem sample size 1 pentru început. Adică o să rulăm o singură dată chestia asta, da? Adică jucăm o dată 100 de turnee, în fil de 1000 de oameni, da?
în care presupunem că roiul nostru mediu ar fi 10%. Da? În momentul în care facem o simulare, ce o să ne arate o simulare? Păi, o să ne arate ce s-a întâmplat pe simularea aia, da, pe sample-ul. Pe sample-ul ăsta, tot nimic să avem noroc, după cum vedem pe graficul ăsta. Da? Acum, noi având roi 10%, da? Am zis că jucăm 100 de turnee de 50 de dolari, înseamnă că o să rulăm 5.000 de dolari. Înseamnă că în medie, dar ar trebui să fim pe profit 500. Și evident că nu o să întâmple chestia asta pe diverse. Pe exemplu, ăsta, de exemplu, am avut noroc și am făcut profit 4.800 de dolari. Da? Deci noi imediat să facem 500. Acum, hai să mai rulăm o dată. Pe al doilea sample, am avut chinion și am pierdut 2.800 de dolari. Hai să mai facem încă o dată. Pe sample de... Da, în cazul ăsta s-a imerit cam ceva apropiat de realitate. Știi că 534. Acum, ce putem face ca să ne dăm seama cum stă treaba? E să punem un sample mult mai mare. Să punem un sample de 10.000 de rulări. Și o să vedem din cele 10.000 de rulări ale programului ăsta de câte ori am ieșit pe plus, de câte pe minus, o să vedem niște statistici. Acum, înainte să facem, hai să ne dăm cu părerea. Care credeți că îi probabilitatea să ieșim profitabil? Adică, noi am văzut când am rulat un singur sample, am văzut, odată am ieșit pe plus, odată pe minus. În sample-ul ăsta, de a juca 100 de turnee, da? Acum o să facem, o să simulăm un sample destul de mare, da? Deci programul practic o să simuleze un sample de 10.000 de jucări a 100 de turnee și o să ne zică din 10.000, nu știu, în 6.000 am ieșit pe profit, în 4.000 am ieșit pe minus, da? Întrebarea mea e, care credeți că e probabilitatea să ieșim pe profit? 50%, 60%, nu știu, cât credeți voi? Eu cred că sub 50. Spunând că avem roi 10%. 10% voi? Vă 55% zic. Ok. Adică eu zic că 30%, 30%. 30-40%. Ok. Alte păreri puteți scrie și pe chat și care sunteți pe YouTube? 75% spune Vase, probabilitatea profit. Ar fi bine dacă ar fi așa. Okay. 35% spune Zendoche. Bun, deci avem câțiva care zic că e sub 50%, adică 35-40. Da. Avem pe Andrei care zice că e 51%, dar fiindcă roiul nostru nu e foarte mare și sample-ul e mic. Da. Da. Sincer, așa m-aș fi gândit și eu. Și da, deci avem și păreri cu 75%. Bun, hai să vedem. Să dureze. Ah, nici măcar nu dura mult, o secundă dura. Aici putem vedea diverse sample-uri, da? Ăsta e un sample în care am câștigat 25.000 de dolari, ăsta e un sample în care am pierdut 5.000. Acum aici avem datele agregate. Ok, noi ar trebui să câștigăm 500, în medie pe sample-ul ăsta rulat am câștigat 486. Evident că simulând un sample de 10.000 de turnee, în medie rezultatele vor fi așa. Deși pe unul din sample câștigăm 50.000 și pe altul pierdem 20.000, dar în medie exact, din cauza că am rulat un sample destul de mare, o să obținem un rezultat cu roiul nostru teoretic. Da? Roiul teoretic l-am trecut noi 10%, roiul în varianta asta simulării a ieșit 9.8%. Da? Bun. Acum, hai să vedem care e probabilitatea de a fi pe minus. Aici o vedem. 61.7%. Da? Deci probabilitatea de a ieși pe profit înseamnă că e undeva la 38. Deci au avut toate băieții care au zis că e sub 50%. De ce? Ideea e că, acum întrebare, de ce avem șanse mai mari să fim pe minus decât pe plus? Deci noi avem totuși un roi pozitiv. Din cauza variației. Bun, dar totuși noi în medie ieșim pe profit, nu? Adică totuși am ieșit în medie pe aici. Treaba lui că, fiind un sample destul de mic, adică de doar 100 de turnee și fiind destul de mare, noi, într-adevăr, în mai multe cazuri o să ieșim pe minus decât pe plus, ceea ce e surprinzător un pic. Este că când vom câștiga, de obicei vom câștiga mai mult decât vom pierde. Sample-ul fiind foarte mic, avem 100 de jocuri în 1000 de jucători, dacă în sample-ul ăsta de 100 de jocuri noi nu o să prindem locul 1, 2, 3, adică o să ținem doar niște mini cash-uri, noi o să pierdem, chiar dacă o să pierdem puțin. În schimb, când o să câștigăm, s-ar putea să câștigăm foarte mult când câștigăm un turneu, să prindem un loc cu 2 sau
nu puteai. Și atunci, chiar dacă media e pe plus, chiar dacă în medie noi câștigăm 500 de dolari, noi de foarte multe ori o să pierdem, de mai multe ori decât câștigăm, și anume în 61% din cazuri, dar în cazurile în care câștigăm, de foarte multe ori o să câștigăm mai mult decât pierdem când pierdem. Dacă e să înțelegem de ce ne-a dat rezultatul ăsta, gândiți-vă, dacă jucăm un singur turneu, da? Chiar dacă suntem profitabili, noi avem șanse 80% sau 85% să fim pe minus, nu? Că cel mai probabil o să intrăm în bani. În schimb, când intrăm în bani, o să câștigăm. Acum, cel mai putem vedea aici, că am completat și bankroll-ul. Acum, ai bine înțeles când ești în cazul bază variat, trebuie să joci un film mai mic de jucător, nu? Un turneu cu film mic. O să vedem toți partele din norile astea, vreau să-i vedem așa, frate. Ok, aici am completat un bankroll de 10.000, o să ne mai zică programul și care e probabilitatea de a... De fapt, nu contează ce bankroll a completat. Aici vedem așa, dacă avem un bankroll de 2.000, avem șanse 50% să ne pierdem bankrollul. Dacă avem un bankroll de 3.200 de dolari, avem șanse 5% să ne pierdem bankrollul în cele 100 de turnee. Da. Dacă avem bankroll 3600, avem șanse 5%, și dacă avem bankroll 4000, avem șanse doar 1% să ne pierdem bankroll. Bine, e clar că noi o să rulăm doar 5 de dolari, deci e foarte greu să ne pierdem. Nu, o să rulăm... cât să rulăm? 10.000, cred că e pus. Nu, 5.000 sumă, băi, în rol, ar trebui să avem 0% șansă. Probabil e ceva greșeală, l-o fi rotunjit 0% la 1. Bun. Aici mai vedem care niște probabilități. Dar pe exemplu ăsta vedem că avem șanse 70% să ieșim între minus 3.000 și plus 5.000 de dolari, da? Adică să avem un ROI între minus 64% și plus 110%. Avem șanse 95% să fim între minus 3.800 și minus 12.000 și avem șanse 99% să fim între minus 4.300 și plus 22.000. Da? Deci e destul de greu să câștigăm mai mult de 22.000, respectiv să pierdem mai mult de 4.000. Bun! Hai să băgăm acum un sample mai mare, nu? Să batem și noi mai pe un sample mic de turnee, eroii tău influențat de variații, clar. Da. Deci după cum vedem aici, da, chiar dacă ROI-ul nostru e 10%, noi nu putem, ROI-ul nostru poate să iasă minus 64% sau plus 109%. Deci noi degeaba ne uităm la cele 100 de turnee jucatele noastre și vedem că am avut ROI minus 20% sau plus 30%, că nu înseamnă nimic. Da. Nu putem să ne cunoaștem ROI-ul dintr-un sample așa mic. E clar. Da. Bun, hai să rulăm aceeași chestie. Pe un sample mai mare. Hai să jucăm 1000 de turnee. Unii jucători profesioniști joacă 1000 de turnee într-o lună sau într-o lună jumate. Da, deci nici măcar nu e așa de mult. O jumătate de an a jucat. Dar totuși e o lună mai mare. Da? Bun. O să rulăm tot așa, un sample de 10.000 și o să scuză-mă, Chris. Știi ce, nu-i clar. Ai băgat acolo 1000 de turnee, nu? Da. Și jos la sample size ai băgat 10.000. Ce înseamnă asta? 1.000 de turnee sau 10.000 sau 10.000 euro 1.000? Sample size înseamnă câte rulări o să facă programul. Da? Că dacă punem sample size de 100, exact cum se pierde la mic. Cum a rulat înainte, poate sample size de 10.000 ca să poată în câte ieșim pe profit. Și în deci alea sample size sunt scenariile care le dă programul, nu? Exact. Nu mă scenariile pe care le rulează. Am înțeles. Bun. Acum, o să... Jucăm 1000 de turnee în fil de 1000 de jucători. Punem aceeași întrebare. Care e probabilitatea să ieșim pe plus? Da? Nu neapărat să câștigăm 10%, da? Acum crește, clar, nu? Ar trebui să... Adică e clar că crește. Întrebarea e până la cât crește. Cât credeți că? Păi 10. Cât? Deci eu dacă e 34, 50 acum ai. Peste 50. 50 plus, cred. Ok. Alte păreri? Mersi mult, our time. Eu zic 53%, stai, 39% minus. Pe chat, poezii. 47%, zic. 47%, cam așa e. Uite, Zendochi la fel spune. Bun, e clar că o să crească. Și eu m-ar trebui să fie peste 50% pentru că deja avem un sample destul de mare. E, sigur, peste 50%. În același timp, probabil nu o să fie foarte mare, probabil nu o să fie 80%, că... Totuși, sunt 1000 de turnee în fil de 1000 de jucători, ne așteptăm să se întâmple destul de des, să nu poate variație. Hai să vedem. Ia chiar, ești curios. Pun, evident, diverse sample-uri pe plus pe minus.
Am jucat 1000 de turnee, deci am rulat 50.000 de dolari. În medie ar trebui să câștigăm 5.000. Pe scenariile astea 10.000 rulate am câștigat 5.100. Bine, e clar că să avem sample și mai mare trebuie să luăm și mai 10.000. Dar e suficient closing out, nu pierdem vreme. Acum, da? Acum, probabilitatea of loss 39%, deci deja avem șanse 60% să fim pe profit. Ceea ce ok, sună bine, dar în continuare e o variație foarte mare, adică stil, avem șanse 40% să fim pe minus, deci noi imediat trebuie să câștigăm 5.000 de dolari, dar mai tot avem șanse 40% să fim pe minus. Nu să fim pe plus 1.000 sau plus 2.000, pur și simplu să fim pe minus. Vedem aici, avem șanse 70% să fim între minus 10.000 și plus 1.000, șanse 95% să fim între minus 19.000 și 600.000, dar deci, ce suntem aproape siguri, doar că nu o să pierdem mai mult de 20.000 de dolari, da? Din punct de vedere al bankroll-ului, avem șanse 50% să pierdem un bankroll de 6.000, da? Avem șanse 15% să pierdem un bankroll de 14.000. Da? Dacă vrem să fim siguri că nu ne pierdem bankroll-ul, se pare că ne trebuie vreo 20.000, da? Ca bankroll, adică 1.000 de buy-inuri, nu? 1.000, scuze, 400 de buy-inuri, dacă avem 50 de dolari buy-inuri. Da. Bun. Bun. Hai să spunem un sample și mai mare. Hai să spunem 10.000 de turne. Acum, probabil că mulți jucători nu joacă 10.000 de turne în interval prea scurt de timp, dar un jucător profesionist de poker care face doar asta, în principiu, joacă 10.000 de turne, dacă nu într-un an, dar într-un an jumate. Majoritatea jucătorilor de turne care bagă volum și joacă mult, joacă undeva între 5-6.000 și 10-12.000 de turne pe an. E aproape realist să băgăm într-un an, dar totuși e o perdă destul de mare. Bun. Aceeași întrebare. Pentru 10.000 de turnee, cât ne așteptăm să fie probabilitatea de a ieși pe plus? 70%, 7, nu? 75. Alte păreri? Undeva la 70-75, da. Salut, Florin, 80%, salut, Cici. 80, peste 80%, zic eu. Peste 80%. Dacă... Cum era 1.000, era și... E clar că o să fie peste 60%, că am avut 60% și la... La 1.000, da? Hai să vedem. Hai să vedem dacă urcăm la 80%. Deci curios. Deci cât bagi volum, cu atât bagi, clar. Deci asta cu condiția, face... cu condiția să ai un ROI pozitiv. Pentru că dacă ești pe minus 10%, cu cât bagi volum, cu atât pierzi mai mult. Da. Pe un exemplu mic, practic, ce am uitat să facem la început, vreau să facem și chestia asta, era să punem ROI în minus 10%, adică să punem că suntem pierzători în medie, dar pe un sample destul de mic aveam șanse destul de mari să câștigăm. Contează mai mult norocul decât. Bun, avem doar 13%. 86% câștigi. Avem 84% șanse de câștig. Deci un jucător de turnee profesionist care bagă într-un an 10.000 de turnee, deja... Deja pe durata sample-ului de 10.000, adică a unui an, să zicem, da? Deja are șanse de 8-6% să fie de profit. Ceea ce înseamnă că, în medie, da, din 10 ani jucați, cam 8-9 ani să fie pe plus. Mă sigur că, în funcție de noroc ghinion, s-ar putea să fie 7 ani pe plus, s-ar putea să fie în toți 10 ani pe plus, da? Asta cu condiția să aibă... Da, da? Să fie într-un an... Să aibă ROI 10%, nu? Da. Pe exemplu asta cu 20%. Bun. Hai să mărim ROI. Da, pentru că am zis că mai ales suntem la un buy-in foarte mare, 50 de dolari. Putem avea ROI. Adică jucătorii de top care joacă la buy-in-ul ăsta poate să aibă ROI 20%. E realizabil. Hai să punem prima dată sample mai mic. De fapt, hai să facem chestia aia ce am zis. Hai să punem ROI minus 10% pe un sample foarte mic. Dacă îmi amintesc bine, când am pus 100 de turnee și am pus ROI plus 10%, aveam șanse 40% să fim pe profit doar, nu? Că era sub 50%. Hai să spunem că avem ROI minus 10%, adică dacă noi suntem pierzători mei. Dacă noi imediat ar trebui să pierdem 500 de dolari, da? Și probabil că nu o să se pierdem 70%, da? Deci avem șanse 30% să ieșim pe profit. Deși avem ROI minus 10%, da? Da. Și un jucător care are ROI plus 10% are șanse 40%, adică da, nu e așa mare diferență. E clar că pe un sample mic, pe 100 de rocuri, o să conteze mult mai mult norocul decât skill-ul și ROI-ul jucătorului respectiv.
Bun, hai să revenim și să punem ROI 20. Am zis și hai să punem din start, să nu mai facem 1000 de simulări. Punem sample-ul mare de 10.000 de lucruri. Dacă, scuze, avem o întrebare în chat, stai așa să citesc. Deci nu știu... Nu știu dacă e momentul acum, dar cum se comportă un jucător profesionist care are o perioadă de downswing? Acolo variația clar nu poate bate. Cum adică? Păi, evident că nu bate cât e pe downswing, că e pe downswing. Se comportă, joacă cât mai mult. Și cât mai corect. Da, bine, e o discuție lungă aici despre ce facem pe downswing. Depinde acum cât de confortabil e downswing pentru el. Poate să fie un jucător profesionist care... Poate să aibă un downswing, nu știu ce jucător vreți voi, Pets, știu eu, care are nu știu câte milioane de dolari în cuvânturi și nu o să-i pese care are un downswing. Poate să fie un jucător care, dacă nu are rezerve financiare foarte mari, chiar dacă e profesionist, cum e cazul un downswing afectează destul de mult. Ce poate să facă? Poate să se focuseze pe partea ce depinde de el, să studieze, că partea de prana nu poate controla. Poate să-și găsească sursă adiționale de venit. Pentru asta s-au inventat table-urile. Poate apucăm la sfârșit să vorbim despre asta. Bun, revenind la simulare, am pus ROI 20% în loc de 10% în field de 10.000 de jocuri. Când am pus 10%, mi se pare că aveam șanse 8-6% să fie pe profil. Cât credeți că să avem acum? Cu un ROI de 10, 20 în loc de 10? 100%. Oricum, 95% zic eu. Sau peste 95%. Nu poți, Nec. Probability of loss 1,5%. Deci va avea 1,5% să fie... Deci el 100% câștig acolo. Bun, acum va avea șanse 99,5% să fie pe profit, da? Nu neapărat să fie, el ar trebui să facă, în cazul ăsta rulează 500.000 de dolari, în medie câștigă 100.000, da? Probabilitatea asta e să fie pe profit, nu să fie pe profit 100.000 sau 100.000, da? Deci în alea 98,5% din cazuri sunt incluse și situațiile când el a câștigat 10 dolari sau 1.000 de dolari, da? Deși trebuie să câștigă 100.000. Da, măcar la 9 pierdut. Cumva cu un ROI bun și cu volum mare, da? Deja am bătut variația, cel puțin la modul că șanse foarte mici să fim pe minus, da? Acum, evident, uneori vedem foarte bine aici, dar avem o șansă de 99,7% să fim între minus 26.000 și plus 250.000. Avem o șansă de 95% să fim între 9.000 și 200.000, da? Deci da, uneori o să câștigăm 100.000 cât în medie, alteori 150.000, alteori doar 50.000, alteori doar 15.000, dar probabilitatea să fim pe minus e destul de mică, da? Dacă avem un ROI foarte bun, 20% e un ROI foarte bun și, evident, un sample destul de mare, da, 10.000 de jocuri în fiecare minte de jucători. Bun. Hai să variem acum un pic și field size-ul. Ne întoarcem la ROI-ul nostru de 10%. Ne întoarcem la a juca 100 de jocuri și punem numărul de jucători, cât să punem, 200. Jucăm un field de 200, field. Mic, da? 100%. Bun, hai să simulăm. Bun, avem un sample foarte mic. 100 de jocuri în 200 de jucători, da? Adică foarte mic. Nu e așa mic, avem jumate din... Da. Dar acolo la place paid la 150 nu e cam... Am greșit, da. Trebuie să pun... mersi de observație. Trebuie să pun... 35. Hai să spunem 35, să fim generoși. Bun. Care credem că e probabilitatea de câștig în cazul ăsta? E mai mare, mult mai mare. Da. E clar mai mare de cât aveam, 40% acolo. 38, da. Cred că e peste 50 oricum de data asta. Cam așa m-aș ajuta și eu, să fie undeva la 50-55, poate. 46%, în continuare 50%, da? Pentru că în continuare trebuie să prindem probabil unul din primele locuri ca să... Plus. Bun, hai să punem... Hai să punem... 1000 de jocuri. La 1000 de jocuri, în cazul celălalt, mi se pare că aveam... Cât aveam? 60. Da. Și acum o să avem 70, cred. Bun, hai să vedem.
E clar că ne putem undeva la 75%, nu? 75% chiar. Da. Aha. Bun. Hai să punem 10.000 de locuri. Că sunt ca într-una. Da, aici cred că o să fie 100%. Da. Acolo. 98.500. Dacă punem și roi de 20%. Ce înseamnă mai exact sample size? Da, în tunere, în field mic, putem avea roi 20%. În principiu, roi o să fie un pic mai mic. Mă refer la același jucător pe același skill. În sensul că, da, o să avem în medie un roi mai mare în Storm de pe Star sau într-un GG de duminică cu foarte multe entry-uri decât într-un turneu cu 200 de jucători. Da, legat de valorile astea de 10-15-20%, îi sunt realizabile și în field. Singura chestie de menționat e că în field-uri super mari, în turnee foarte bune, putem chiar și să avem un roi de poate peste 30%. Stai un pic așa, nu, că sample size-ul ăla înseamnă numărul de încercări. Exact, numărul de scenarii, cum a zis. Scenarii regulate. Am rulat 10.000 de scenarii, câștigul nu a ieșit fix 50.000, dar dacă rulam 100.000 de scenarii, suntem aici 10 minute să ruleze, probabil ești la fix atâta, da. Dar cred că e un sample destul de mare de scenarii, 10.000, cât să avem o imagine aproximativă, că nu-i... Nu ești în secret. Bun, deci hai să rulăm cu 10.000 de jocuri, roi 20%. Bun. Bun. Vedem și sample-urile aici, da? Vedem că nu prea avem sample-uri, bine, e clar, nu prea avem sample-uri pe minus, da? Probabilitatea, da, am ajuns la 0%. Bankroll necesar, da, îi 10.000, adică la bankroll de 10.000 avem șanse de sub 1% să pierdem, deci ne ajunge un bankroll de 200 de băinuri, da, practic, că băinul nostru era 10.000, de exemplu ăsta, da? În schimb, în varianta asta cu 1.000 de jucători, chiar dacă am bătut variația... Claudiu, ajută-l un pic pe Kaze, însă în chat. Chiar dacă am bătut variația, totuși ne trebuia un bankroll de 50.000, bun, cel puțin dacă vrem să fim siguri că nu pierdem, ne trebuia un bankroll de 50.000 în loc de un bankroll de 20.000, un bankroll de 1.000 de buy-in-uri. Tocmai de asta, na, am văzut că foarte multă lume întreabă ce bankroll întrebe. Răspunsul nu e ca la spinner sau ca la cash, un răspuns generic, îți trebuie 100, 200, 500, 1000. Răspunsul depinde de foarte multe chestii. Depinde de ce field joci, depinde de rolul tău, depinde de care vrei să-ți fie probabilitatea să-l pierzi. Adică în caz că nu e așa bai să-l pierzi și poți să-l creezi din nou, nu cred că are rost să avem un bankroll la care șansele sub 1%. Ne asumăm riscul de, nu știu, 15% și îl depozităm. Dacă se poate. Depinde foarte mult, da. Așa ca și chestia generală, da, evident, dacă jucăm un field mic, ne trebuie un bankroll poate de 200 de buy-in-uri, 300 de buy-in-uri. Maxim 400 de băinuri. Dacă jucăm în field mare și în 1000, nici nu e field extrem de mare, dar sunt și fielduri mai mari și multe din turneele jucate sunt fielduri mai mari. Ne trebuie probabil un bankroll de 1000 de băinuri dacă vrem să fim siguri că nu îl pierdem. Dacă vrem să ne asumăm un risc, dar nu foarte mare, da, un risc de 15% să-l pierdem, ne trebuie un bankroll de 400-500 de băinuri. Deci depinde, nu există un răspuns general, ne trebuie 200, 300, 500, 1000. Unii jucători nici măcar nu sunt profitabili, na. În cazul ăla nu-i ajută niciun bankroll. Alți jucători sunt profitabili, dar au un roi poate de doar 2% sau doar 5%. În cazul ăla și variația o să fie mare din cauza că roiul e mic. Noi când avem roi 20% pe un sample mare, normal că și când rulăm prost, ar putea să facem doar 18% sau facem doar 15% sau doar 10%. Adică noi avem roi doar 5%, când avem minus, să facem minus 5%, minus 10%. Depinde de foarte multe chestii. O întrebare, Chris. Da. Care crezi că e cea mai apropiată de adevăr modalitate să ne aflăm roiul? Adică, aproximativ măcar. Acum, în principiu, sunt două căi prin care putem afla roiul mari și la pentru că prima cale e efectiv din sample. De roi depind și restul rezultatelor, nu? Prima cale e efectiv din sample-ul nostru. Dacă avem destul sample și să ne filtrăm. Pentru că noi aici am făcut o simulare super simplistă pe un singur turneu. În realitate o să jucăm unele turnee în field de 1000, altele în field de 200.
Na, putem și chiar și aici, în simulator, să nu avem tipul cu sutea. Puteți voi să vă jucați, puteți să adăugați mai multe tipuri de turnee, da? Și să completați. Jucăm, nu știu, 500 de turnee în fil, nu știu cât de bani, nu știu cât, și adăugați toate tipuri de turnee sau măcar vă împărțiți ceea ce jucați în, nu știu, 5, 6, 7 tipuri și faceți o simulare, da? Revenind la întrebare, cum putem să aflăm ori din sample-ul nostru, dacă avem un sample măcar pe anumite jocuri, ori pur și simplu, dacă ne evaluăm skill-ul nostru, dacă suntem într-un grup de jucători, dacă ne dăm seama cam la ce nivel suntem și cam câți bani fac jucătorii care sunt la nivelul ăla, s-ar putea să avem o imagine teoretică asupra ceea ce ne așteptăm. Da? Adică dacă noi știm că jucători de skill similar cu noi sau jucători de skill, nu știu, știm că jucători de skill similar cu noi în principiu se așteaptă sau fac un ROI de 20% în nu știu ce turnee. Ne așteptăm că și noi facem atât. Dacă știm că jucători mai buni decât noi fac 15% în jocurile alea, atunci ne așteptăm că noi poate facem 5-10%, nu știu. Că e clar că nu putem să ne dăm seama exact. În schimb, dacă avem un sample destul de mare, poate putem să ne dăm seama aproximativ și pe baza sample-ului. De exemplu, hai să ne uităm la mine, da? Hai să înspre șar, scop, da? Îi punem niște filtre, da? Hai să zicem, punem turneele până în 25, să zicem, da? Turnee care clar n-ar trebui să le bați și la care nu o să avem o variație foarte mare a bainurilor. Că dacă pun dacă turneele, o să avem și turnee de 500 și de 100 și de 5, da? Punem turnee până în 25, da? Le punem doar cele în field mix, să zicem. Da? Pentru că dacă o să prind, punem aici toate turneele, poate am câștigat un premiu mare într-un field mare și ăla ne urcă roiul foarte mult. Sau poate am rulat pro și ne scrate. Punem turnee până în 250 de jucători, nu? Așa. Să zicem... Dă un pic mai mare, nu se vede nimic. Putem super turbo și turbo, că alea poate au variație mare, da? Poți să mărești, crezi că nu văd nimic. Da. Scuze? Bun, perfect, perfect, nu, e ok. Da? Deci am pus turnee... O să căutăm rezultatele mele pe Sharkscope. Și na, eu cred că am sample probleme mai decât aveți voi, da? La turnee chiar și jucam multe în film mic. Turnee până în 250 de jucători, turnee de buy-in sub $250, viteza normală, da? Nu turbo, nu super turbo. Și am aici un grup cu toate site-urile, da? Nu doar de pe un site. Cam așa arată graficul, da? După cum vedem, e un grafic care nu e foarte mult afectat de variație, pentru că hai să vedem prima dată, nu știu dacă se vede, vă zic că dacă nu se vede textul. Avem 5.000 de jocuri, average buy-in $15 la cele sub 25, profit mediu $3.6, ROI 23.1% în medie și total 22%. Da? Deci avem ROI undeva la 20%. Da? Și din cauza că avem un sample de 5.000 de jocuri într-un average field de 117 jucători, e clar că e un sample destul de mare, după cum am văzut în simulările noastre, dacă jucăm 5.000 de jocuri într-un average field de 100 de jucători, e clar că cât câștigăm ar trebui să fie destul de apropiat de realitate. Da? Și vedem aici că pe sample-ul ăsta da, am ROI undeva la 20%. Da? Deci e clar că la jocurile astea eu probabil am un ROI în jur de 20%. Da? Evident, chiar și în situația asta avem niște mici downswing-uri de $2,000-$3,000, da? Care totuși, într-un film mic, este destul de mare, nu? Adică, deși graficul merge numai în sus, deși e un sample de jocuri doar sub $25, da? Deci average buy-in doar $15, avem și perioade în care am mers de la 19.000 la 15.000 la 16.000, în care am mers de la 14.000 la 12.500, da? Deci avem perioade care pierdem 1.000, 2.000, 3.000, $4.000. Nu avem bing-uri care să afecteze roiul foarte mult, adică cele mai mari premii sunt din astea de câte 1.000, că cât poți să câștigi la un turneu cu 200 de jucători în bani mic, da? Cam $1,000 sau de euro, ce anumă ar fi, 1.000 și ceva. Și pe baza sample-ului ăsta, eu cred că putem trage concluzia că eu am ROI în jur de 20%, da? Și acum, și dacă o să joc turnee de $15 în field foarte mare, ar trebui să am ROI-ul ăsta. Din potrivă, ar trebui chiar să am un ROI un pic mai mare, pentru că sunt un pic mai bune turneele în field mare. Doar că dacă ne uităm la ele, nu o să putem să tragem o concluzie realistă despre ROI-ul meu, cum eu zic că am tras de aici. Dacă, de exemplu, scoatem chestiile astea, da? Punem turnee doar în field mare, zicem, doar peste 1.000 de jucători, da? Punem toate buy-in-urile, da? Poate am băgat și unul de 1.000 din satelit sau din buy-in, contează.
lăsăm și turbo super turbo care se turnea cu variație mai mare și eroare mai mic. Întâmplă rezultate, nu o să fie relevant, nu știu dacă e pe plus, pe minus, și nu o să putem trage o concluzie despre care e rolul nostru. Ok, avem un profit de un ROI de 3%, suntem pe un plus foarte mic, dar nu putem trage o concluzie despre ROI. Da? Adică am câștigat aici două premii mai mari, da? Care puteam la fel de bine să nu le câștigăm, sau puteam la fel de bine să câștigăm mai mult dacă aveam noroc. Aici am luat un loc 8, da? 13.000, puteam să luăm mai mult, puteam să nu luăm premiul ăsta. Nu e ca și cum aici am jucat prost, aici am jucat bine și avem ROI 3%, fiindcă aici scrie 3%. Nu, e clar că e un sample irrelevant. Da? Avem, chiar dacă avem 8.000 de jocuri, deci mai multe decât astea, avem 8.000 de jocuri într-un field, de average field, de 4.000 de jucători. Deci nu putem să tragem o concluzie despre ROI. Da? Adică da, atâta e ROI-ul nostru practic, dar nu teoretic noi nu atâta o să facem. Deci degeaba se uite cineva pe graficul lui Andrei și zice că ai ROI 3% sau minus 10% sau plus 10%, că nu e relevant, se împărmine destul de mult. Când o să aibă Andrei un număr mare de jocuri în field mic, o să, probabil că ROI-ul lui practic o să fie apropiat de cel teoretic care face. Sau chiar și aici, în Andrei, de 4.000 de jucători, na. Poate peste 5 ani, când o să am 40.000 de jocuri, poate să fie, o să fie relevant ROI-ul care l-am. Ok. Bun, simulări nu cred că mai rău să facem, cred că ne-am cam dat seama. Acum, ce am observat din simulările astea? Am observat că batem variația prin volum, da? S-a observat destul de clar. Da. Am observat că o batem prin filtruri mai mici, da? Care ne realizăm mai repede ROI-ul. Și prin ROI mai mare, evident, adică cu cât avem edge mai mare, cu cât jucăm mai bine, da? Pe cât batem variația. Dacă noi avem un ROI de 3%, da? E foarte ușor să ne batem variația și să facem minus 3%. Dacă noi avem un ROI de 25%, e mai ușor să batem variația, pentru că și când avem ghinion, poate, cum am zis, o să fim pe doar plus 10%, nu? Atunci, revenind la curs. Eu am văzut, Chris, jucător regular bun pe GG, foarte bun, dimizii mari. Și noaptea mi-e găsesc pe la 31-50, field-uri mici, nu interesează, pur și simplu nu interesează price pool-ul, știi? Interesează să bată. Pentru că am rulat de exemplu în care jucăm doar jocuri în field-uri mici și doar jocuri în field-uri mari. În realitate, evident că o să fie un mix, o să jucăm și jocuri în field mic și jocuri în field mare. O să ne asumăm un anumit risc să pierdem bani, pentru că sunt câteva turnee foarte bune în field mare, dar noi în momentul în care jucăm, și asta e recomandarea mea, jucăm și o parte de turnee în field mic. Cel puțin în perioadele de downswing s-ar putea să nu avem downswing, sau cel puțin într-o parte din ele s-ar putea să avem break-even swing. Să fim pe zero, pentru că s-ar putea noi banii pe care îi pierdem când rulăm prost în cele în field mare, în care ne ia câțiva ani să batem variația sau un an, s-ar putea să câștigăm banii aia aproape sigur din jocurile în field mic și mediu. Da. Și de asta foarte mulți jucători profesioniști care nu au bani destui cât să-și permită un an, doi, trei, față de variație, joacă și destul de jocuri în film mai mic, unde chiar și în câteva luni, dacă nu sigur într-un an, bat variația. Deci asta vreau să zic, cum batem variația? Am văzut din simulare, da? Prin volum mai mare, prin film mai mic și, evident, prin ROI mai mare. Și ce mai... astea sunt cele trei chestii foarte importante care probabil să le zic oricine. Nu le-am inventat eu, dar am văzut acum, da, practic, de ce influențează și cât de mult influențează variația. Ce mai vreau eu să zic e de variația buy-in-urilor, pentru că în realitate noi nu o să jucăm doar turnee de 50 sau doar de 10 sau doar de 5 sau decât jucăm voi. O să jucăm și turnee de buy-in mai mare și de buy-in mai mic și asta, evident, o să ne mărească, nu o să ne scadă variația. Bun, legat de volum, ce putem face? Bine, evident, să zicem că băgăm volum mai mare e simplu, dar timpul e limitat. Da? Ce putem face legat de volum, noi având un timp limitat? Da, că nu e așa ușor să zicem, ok, jucăm 10.000 de turnee în loc de 1.000, poate noi nu avem timp decât de 1.000. Ce putem face în timp ăla limitat? Păi putem să optimizăm cum distribuim volumul în intervalul de timp. Putem să folosim bine spațiul nostru de mese. Adică să evităm situațiile în care, nu știu, noi jucăm, nu știu, câte mese jucați voi, 2, 4, 6, 9, 10, nu contează. Dacă jucăm 6 mese deodată, nu vrem să fim în situația în care 2 ore jucăm 6 mese și după aia 4 ore rămânem cu o singură masă sau ceva, pentru că nu e o folosire bună a timpului. Ce mai putem face e să intrăm târziu în unele turnee. Da?
mai ales la non-bounty, e ok și dacă nu intrăm de la început, nu o să ne afecteze roiul foarte mult dacă nu intrăm de la început în 100 de blind. O să ne scade poate un pic roiul, poate îl scade de la 20-15%, dar o să ne dea ocazia să mărim volumul, să jucăm mai multe turnee în același interval de timp și din asta o să batem variația și o să facem mai mulți bani. Mulțumim mult, Valentin, mulțumim mult. Salut, salut, Doru, mersi mult. Trebuie să fim atenți, să avem o strategie de game selection pe finalul sesiunii. Da? Adică încercăm să ne înregistrăm în turnee noi în funcție de care e situația noastră. Da? Nu deschidem turnee care durează mult mai mult decât am dorit noi să dureze sesiunea, de exemplu. Adică noi dacă vrem să jucăm, nu știu, până la 1-2 noaptea, ar fi bine să nu deschidem foarte multe turnee care... Ok, dacă deschidem turnee care se termină la 4 dimineața, e ok, că măcar luăm locul 1 sau 2 dacă dura până la 4 dimineața, dar dacă la 4 dimineața abia încă mai sunt 40 de jucători, o să stăm foarte mult timp, noaptea, fără să câștigăm neapărat o sumă mare de bani și în felul ăsta o să fim mai obosiți, în felul ăsta o să și rămânem doar cu masa aia, poate și nu mai deschidem altele, deci nu e o folosire prea optimă timpului și a spațiului de mese. Acum, evident că o să se întâmple unor chestii astea, nu putem să avem o strategie perfectă, dar în principiu tot timpul evaluăm, nu trebuie să avem, adică putem avea un program fix de turnee și să alegem care le mai deschidem, care nu. Da? Pe finalul sesiunii deschidem în funcție de care e situația noastră. Dacă avem un turneu în care am rămas și avem 100 de blinduri și turneul e slow, ok, mai deschidem câteva turnee. Dacă am rămas într-un singur turneu cu 10 blinduri, nu mai deschidem, adică ori deschidem 6 turnee și mai jucăm mai mult, ori nu mai deschidem deloc. Nu are rost să mai deschidem un turneu și nu ne folosim optim timpul. Dacă îți o paranteză vreau să fac, vorbeam acum două zile cu cineva și spunea, bă, ai văzut senzația aia când te prinde 7 dimineața și ești cure, îți cade mouse-ul din mână. E senzația aia că înseamnă că faci ceva, ești pe acolo, pe timp pentru mesul finale, pentru chiar dacă te culci, obosești da. Doar 3 ore, când te trezești, trezești cu chef. De când te culci la 12, te trezești, bă, gamea, ce sesiune am avut azi noapte, știi? Da. Merită sacrificiu, sper să stai timpul ăla, că e puțin. Merită, doar să facem chestia asta frumată, adică dacă vedem că am rămas cu un turneu care e posibil să dureze, putem să mai deschidem mai multe. Mm-hmm. Nu? N-are rost să mai deschidem doar unul. Sau... Adică, na, cumva să ne folosim de timp. Asta. Da. Când putem, na. Evident că ne dorim să stăm până la 7. Mai pe scurt, din 24 de ore pentru poker îți trebuie, și familie îți trebuie 27 de ore, nu 24. Da, cam așa e. N-am crezut o dată asta, dar acum am experimentat-o. Da, până la urmă e ca și un job pentru cei care fac chestia asta. Bine, tu cum ai tu programul, e program de robot ăla, eu unul... Tu pui preț... Legat de frate, vreau să-ți dau un exemplu cumva de lucru și nu mai eu, na. Foarte mulți jucători profesioniști folosesc o chestie plus-minus de genul ăsta. Că am zis aici că recomand să nu intrați în toate turneele de la început. În principiu, în turneul de bounty vă recomand să intrați destul de la început. Nu e prea profitabil să intrăm cu puține blinduri pentru că nu avem acces la fonduri de premii din bounty-uri. În schimb, la turneul e nou în bounty, foarte ok să nu intrăm de la început. Putem intra și în 50 de blinduri, putem intra și în 40. Putem în cele de buy-in mai mic să intrăm chiar și la sfârșit, dacă turneul e foarte bun și are un buy-in mic pentru noi, da? Putem să intrăm în 10 blinduri sau 20 blinduri la sfârșit. Și în sensul ăsta putem folosi o strategie de genul ăsta, nu neapărat asta. Să zicem că noi jucăm, nu contează ce buy-in jucăm, ideea e că o să avem niște turnee de buy-in mai mare pentru noi, de buy-in mai mediu pentru noi și de buy-in mai mic. Poate jucăm 5, 10 și 20 de dată, sau poate jucăm 10, 20, 50, sau poate jucăm, nu știu, 20, 50, 100, da? Nu contează. Ideea e că cele care sunt de buy-in mai mare, indiferent că sunt bounty sau nu bounty, în principiu vrem să ne distrăm de la început, sau dacă nu de la început, în 80-100 de blinduri, da? Pentru că nu vrem să ne dăm acolo o variație, să intrăm în 10 blinduri și să la partea mai, de mai sus a buy-in-ului. La partea de mijloc a buy-in-ului nostru, un turneu de bounty, recomand tot așa, să intrăm de la început sau să intrăm deep, dacă nu de la început, în 80-100 de blinduri deep. La cele de buy-in mediu non-bounty, putem intra în 40, 50, 60, 70 de blinduri, nu trebuie să intrăm de la început, pentru că nici nu e cel mai mare buy-in al nostru, nici nu e foarte relevant să jucăm în turnee non-bounty la început în 200 de blinduri. Putem să ne folosim de spațiul ăla de mese ca să jucăm alt turneu și când ieșim, intrăm într-un turneu. La fel la cele de buy-in mic, dar bounty. Dar fiind de buy-in mic pentru noi, fiind bounty, nu vrem să intrăm în 10 blinduri, dar nu vrem nici să neapărat să intrăm de la început, putem intra tot așa, între 40 și 80 de blinduri, ceva de genul.
Și la turnele de buy-in foarte mic, non-bounty, de exemplu, nu știu, zicem că jucăm 5, 10 și 20 sau 50 de dolari. Acele de 5 putem deja să nu ținem un spațiu de masă ocupat de la început în 200 de blinds, putem să intrăm în ultimul minut, în ultimul 10 minute. Ori ne dublăm și dacă ne dublăm avem un stack de turneu mediu, ori ieșim. Da? În felul ăsta putem juca mai multe turnee, putem rola mai mulți bani și nici nu o să ne dea o variație foarte mare în plus, pentru că am dat o variație mare a acestor turnee de buy-in mai mic. Un legat de field, evident, turneele în field mai mic au o variație mai mică, avantajele dacă jucăm măcar o parte de turnee în field mai mic, e că scădem un pic variația, da, pentru că câștigăm mai des, e că pe lângă asta mai avem și avantajul că o să facem mai des mese finale, chestia asta o să ne ajute la moral, o să ne ajute la și să ne îmbunătățim jocul în situația ICM la mese finale, deci sunt niște avantaje să băgăm, chiar dacă ne permitem variația, tot sunt niște avantaje în a juca și jocuri în field mic. Dezavantajele, evident, avem prime mai mici, nu avem șanse, avem zero șanse să lovim un prim foarte mare, un bing, da? Și teoretic avem un ROI un pic mai mic, chiar dacă nu e diferență foarte mare, dar evident că turnele de 11 dolari în film mare o să fie un pic mai profitabile în medie decât cele în film mic. Și acum, legat de cum ne organizăm noi programul, depinde de la caz la caz, depinde ce bankroll avem, depinde dacă suntem profesioniști sau amatori, depinde de cât... câtă perioadă de downswing ne permitem, depinde de urmă de chestii, nu pot să dau o chestie generală. Dar dacă vreți să dau o chestie generală, e să avem un program în care avem și 1% de turnee în field mare, foarte mare, și 1% în field mai minus. Și cel mai ușor facem chestia asta dacă jucăm pe mai multe site-uri, nu doar pe un site. GGO am zis că un site foarte bun din punct de vedere al raicului și asta e foarte important. Găsim și ceva jocuri în field mic. Da? Dacă vrem să mai adăugăm alt site, în principiu ar trebui să adăugăm un site mai cu jocuri în turnee în film mai mic, că GG-ul e în film mai mare, adică nu aș recomanda să jucăm Stars și GG și Stars și GG plus alte site-uri mai mici eventual. M-a legat de ROI, cum ne putem îmbunătăți ROI-ul nostru. Indiferent că știm sau nu știm cât e clar că tot timpul putem să-l îmbunătățim și, după cum am văzut, ne ajută foarte mult să-l îmbunătățim în a patra variație. Păi na, evident, prin studiu, na. Coaching, video, alte materiale, studiem cu softuri. Suntem într-un grup de jucători, discutăm mâini sau turnee jucate, strategie, discutăm chestia asta cu alți jucători, cu coach, cu niște softuri de analiză, mindset bun, da. Evident, tot ce ține de a ne îmbunătăți jocul de poker și mindset-ul. După aia, prin game selection, e foarte important să ne selectăm cele mai profitabile turnee. Da. Fie turnee care avem noi în avantaj, poate știm să jucăm mai bine bounty sau știm mai bine să jucăm non-bounty. Cele care au structură mai bună, turneele turbo și hyper, în general, nu să putem avea un ROI de 20-30% în turneele turbo și hyper. Să avem un ROI de 5% în caz că jucăm bine, sau un ROI mic. Preferăm turnee cu structură mai bună. Foarte important, preferăm turnee cu rake mai bun. De exemplu, avem pe GG un turneu de bounty de 10 dolari, care e 10,5, da? 10 între conturi de premii și 0,5 în rake. Avem rake 5%. Pe Stars sau același turneu avem rake 10% cred că sau 12%. Presupunând că turneele, cele două turnee similare, vreau să preferăm pe cel cu rake mai bun, pentru că e o diferență de 5%. Diferența de 5% se traduce în ROI-ul nostru. Presupunând că turneul ar fi la fel, noi efectiv o să avem, nu știu, 20-95% sau oricum o să adăugăm 5% la ROI-ul nostru doar din cauza că am jucat un turneu cu rake mai bun sau cu rake mai bun, primim banii. Poate turneele cu overlay, când le prindem, dacă ne permitem buy-in-ul, foarte profitabil de jucat. Și la chestiile astea se adaugă, evident, și starea noastră mentală, un stil de viață sănătos. Evident, minimizarea tilt-ului și a nervilor, a momentelor când nu jucăm cel mai bun jocul nostru, dacă nu putem juca bine și jocul nostru e stricat sau afectat emoțional de downswing, de variații, de alte evenimente din viața noastră, preferăm să nu jucăm și să subiem și mai departe. Și ultima chestie, care vreau să zic legat de variația painelor. Ca să explic ce vreau să zic, o să dau un exemplu, care cred că e foarte lămuritor pentru chestia asta. Să zicem că avem un jucător de turnee care joacă 4500 de turnee, deci asta le poate juca probabil un jucător recreațional în, nu știu, într-un an sau mai mult, sau 2 ani, un jucător profesionist poate să le joace în poate jumătate de ani. Da. Și o să dau un exemplu de painelor. Să zicem că joacă 2000 de turnee de 10 dolari, da. 2000 de turnee de 20 de dolari și 500 de turnee de 50 de dolari.
În total, el o să ruleze 65.000 de dolari. Da? Atât o să fie toate buy-in-urile lui. Da? Cred, da. Să zicem că are un ROI de 15%, dar el în media trebuie să facă, înseamnă, un profit de 9.750 de dolari din jocurile astea. Acum, evident că, în funcție de variație, nu o să facă atâta, poate o să facă mai mult sau mai puțin, dar hai să zicem că chiar a câștigat fix 10.000 de dolari din jocurile astea, cât ar vrea să câștige. Acum, dacă el mai joacă încă 100 de turnee de 100 de dolari, să zicem că o dată pe, nu doar, cred că dacă luăm un an, să zicem că de două ori pe săptămână, da? Joacă un turneu de 100 de dolari, nu știu, să zicem, Sunday Minion, nu pe Stars și, nu știu, GG Master, Super GG sau ceva. El dacă mai joacă încă 100 de jocuri de bani, 100 de dolari, o să mai ruleze încă 10.000 de dolari. Da? Salutare tuturor! Dacă presupunem că are un ROI de 5% în ele, că evident, fiind de buy-in mai mare, nu o să mai aibă ROI-ul care îl are la buy-in mai mic, dar jocurile sunt mai grele, să zicem că are 5% ROI. Andrei, îți dau un mesaj, mă scuz că te întrerup acolo. Da, de, nu mai e pe live, nu mai las ca să nu întrerup pe fiz. Da, da, nu întrerup aici. Bun, nu-i problem. Deci, dacă jucăm astfel de jocuri care ne dau un ROI de 5%, în plus, noi să mai câștigăm în medie de 500 de dolari doar. Dacă 5% din 10.000 vine 500. Pentru 500 de dolari în plus, dar noi am luat 10.000 de dolari, da? Pentru 500 de dolari în plus, adică pentru a avea profit 10.500 în loc de 10.000 în medie, noi am luat toți banii noștri din profitul care l-am făcut din celelalte 4.500 de turnee. Da? Deci pentru 500 de dolari în plus medie la câștig, noi ne-am rulat tot profitul mediu de 10.000, cât în 4.500 de jocuri, în 100 de jocuri. Și noi credem că am avut un volum de 4.500 de turnee, da? Dar de fapt, noi ca și cum am fi avut un volum de 100 de turnee și cu ROI mai mic. Deci, în realitate, variația e mult mai mare decât ne imaginăm noi. Că noi dacă ne imaginăm că, ok, am jucat 5.000 de turnee, da. Trebuie să batem variația, facem o simulare din aia. În simularea aia trebuie să punem toate turneele astea și trebuie să realizăm că dacă jucăm bun. Acum nu e ca și cum jucăm 100, dar doar pentru că noi ne-am rulat profitul din asta. Deci cumva worst case, să zicem, da? Am rămas pe zero sau oricum nu o să fim chiar pe zero, să câștigăm și din ăștia 10.000 ceva, dar și că este pe minus. Da, ca idee, da? Toți banii noștri care am făcut în 4.500 de jocuri, i-am pus într-o variație de 100 de jocuri, în băin mai mare și cu ROI mai mic. Nu zic că vrem sau nu vrem să facem chestia asta, dar uneori vrem să facem, pentru că avem duminică un turneu cu tot ideea, doar să fim conștienți. Să fim conștienți de chestia asta. Și dacă pentru noi e foarte important să facem banii ăștia, atunci nu le jucăm sau jucăm doar un satelit. În caz că ne permitem, na, poate se merită. Poate avem ROI 15% și în jocurile astea, nu știu. Ideea e că trebuie să fim conștienți de chestia asta. Cu cât sunt mai dispersate, variate bainiurile, cu atâta și chestia asta introduce o variație foarte mare care poate nu observăm. Și acum e foarte greu, evident, nu să jucăm același bain, da? Iar dacă avem cont mai multe site-uri, putem juca turnee de un buy-in mai apropiat. Da? Pentru că altfel introducem variații și din cauza buy-in-urilor. Și anume, jocurile de buy-in mai mare o să fie decisive, nu o să mai puteți foarte multe jocuri jucați în buy-in mai mare. Ok, cam asta am avut pentru azi. Întrebări? Aveți întrebări, băieții? Da, am o întrebare, dar complicată variația asta. Da, da. Ideea să fii conștienți de ea, asta e toată ideea. Adică, ce e foarte util la final, de exemplu, am mai făcut simulări din asta legate de ce joc eu într-o perioadă, de o lună, de trei luni, de un an, de... Și de fiind conștienți, pentru că e foarte ușor să avem o săptămână sau o lună sau două luni de ghinion și să zicem, vai ce ghinion am avut. Și ok, da, presupunem că noi suntem jucători câștigători, da, probabil chiar am avut ghinion, da. Dacă probabilitatea să avem ghinion era, cum am văzut noi în simulări, de 40%, o să se întâmple des chestia asta și nu o să trăim toată viața prin presă că avem ghinion. În schimb, într-adevăr, pe un volum pe care batem variația, o să se întâmple foarte rar să nu batem. Și dacă noi suntem conștienți de chestia asta, știm la ce să ne așteptăm. Dacă noi avem un program în care avem șanse 13%
să fim pe minus? Da, ok. Ne asumăm că din 10 ani, în 1-2 o să fim pe minus. Și dacă suntem în 4 ani pe minus, înseamnă că ori nu am știut noi bine eroiul nostru, ori într-adevăr am fost super ghinionit. Da. Pe sample-uri mici, pe sample-uri pe care nu bat variația, trebuie să fim conștienți că nu jucăm ca să facem profit pe sample-uri. Adică nu că nu jucăm, evident jucăm ca să facem, dar nu putem să ne așteptăm că sigur o să facem profit în sample-uri. Ne axăm pe partea care depinde de noi, adică ne îmbrățim jocul cât putem. Chestia asta e valoroasă în orice situație, chiar și dacă suntem jucători pierzători și jucăm de fun. Poate fi important și să studiem un pic sau să învățăm niște chestii ca să ne mărim, nu știu, de la minus 10 la minus 5%, pentru că poate o să ajungem odată la o masă finală mare, poate o să fie premiu foarte mare și fiindcă jucăm bine, chiar dacă nu jucăm așa bine ca regulare e ajuns, poate o să câștigăm un premiu foarte mare sau... Ne axăm pe ce depinde de noi. În rest, e important să fim conștienți de cum stă situația. Întreabă... Câștigăm în fiecare lună sau câștigăm la fiecare 100 sau 1000 de jocuri. Întreabă Techno Festivals. Vorbiți la modul general de variații. Buy-in-uri, broie, etc. Întrebare. Ce poate face un recreațional care depune $10 de experiență să joace 2 micro-stakes? De 3,5 buy-in, ce poate să facă? Să se bucure că joacă poker, eu zic. Da, nu cred că ai ce să faci. N-ai ce să faci. Sper să-ți țină când împingi, când pleci în față. N-ai. Păi nu, trebuie să tratăm chestia asta ca un joc de noroc, pentru că am văzut, nu? Când rulam, că jucăm 100 de jocuri într-un fil de 1000, practic era un joc de noroc. Și jucătorul care avea ROI 10% avea șanse 40% să câștige și ăla cu minus 10% avea șanse 30%. Deci, e un joc de noroc. Da. Dacă jucăm bine, ok, poate fi un joc de noroc profitabil. Avem șanse mai mari să câștigăm decât să pierdem. Sunt jucători la buy-in-uri mici care, chiar dacă nu au studiat sau nu sunt la un nivel foarte avansat, dar bat mizele lor. Și să zicem, e un gamble. Trebuie să tratăm ca un gamble, da? Adică în momente în care nu avem un volum destul de mare, cum am arătat, da? Care poate să bage un profesionist, e clar că e un gamble, doar că, într-adevăr, poate să fie un gamble profitabil. Dacă băgăm un bilet la loto sau dacă băgăm la păcănele sau dacă nu știu ce facem, o să fie un gamble în medie neprofitabil. Și acolo putem câștiga sau pierde, în puncte de noroc, da? O să fie un gamble în medie neprofitabil. Da? La poker, dacă jucăm, dacă alea două turnee de $5 care joacă, că au pus întrebarea, le joacă bine, o să fie un gamble profitabil, dar tot un gamble o să fie. Și o să fie un gamble profitabil în medie, nu neapărat în situația aia. Dacă facem multe gamble-uri profitabile, chiar și ca recreațional, jucăm turnee destul de bune, care le batem cât de cât, pe termen lung s-ar putea să facem ceva bani din chestia asta. Dacă jucăm constant la sloturi, pe termen lung e cam greu să facem bani, cred că putem avea noroc la un moment dat să câștigăm, pe termen lung o să pierdem. Da. Un recreațional nu are nevoie de aceste informații, să se roage să aibă bulane, iar dacă pierde să nu fie supărat, cam așa e. Deci mai jucăm și de plăcere, da. Chiar dacă suntem recreaționali sau profesioniști sau nu. Da, Imperial spre dacă un scoate. Cel puțin până la un sample destul de mare, da, e și un joc de noroc și... Dacă ne aduce mai mulți nervi și tilt, nu cred că se merită. Așa, Cristian, te tiltezi și automat faci greșeli. Dubles, festival, cred că poker este ca viața, cam trebuie mai tot timpul să studiezi și să devii mai bun. Așa e. 100% așa e, Dubles. Mm-hmm. Cât ajută notițele și istoricul între jucători? Contează foarte mult. Dacă ai istoric... Contează foarte mult, mai ales dacă știi să folosești informațiile. Mai văd o întrebare, o chestie punctată bine, pare simplu să știi doar că există variații și te aștepți cumva să vină. Partea cea mai grea din variații este perioada de downswing, în care e foarte greu să nu faci niște inclus. Exact. E adevărat. Putem vorbi la un alt curs despre downswing și upswing. Ideea e că da, putem face lucruri bune și lucruri rele și pe upswing, pe downswing. În principiu pe downswing ar trebui să ne folosim mai mult de perioada aia ca să învățăm și să
să ne îmbunătățim și să îmbunătățim partea care depinde de noi. Pentru că downswing ar fi mai simplu să ne convingem pe noi înșine că cumva depinde și de noi și că nu jucăm așa de bine și să ne îmbunătățim. Poate dacă nici nu avem chef de joc sau mi se strică jocul, ar fi bine să jucăm mai puțin, nu? Și să studiem mai mult. Așa e. În schimb, când suntem pe upswing, o să fie destul de greu, dacă câștigăm mai mult decât ar trebui să facem, o să fie destul de greu să ne gândim că stai, că trebuie să-mi improvui, că nu, o să credem că suntem super buni și, na, poate chiar suntem, na, cât timp continuă upswing, e ok să jucăm, na? Și când suntem pe downswing, mai ales dacă nu avem o stare mentală bună să jucăm, reducem un pic volumul, ne îmbunătățim jocul, ne luăm mai mult timp liber, și mai departe. Fie acolo. Au fost multe cazuri în care au lovit sume mari cu bani mic, după s-a căzut regulat și nu înțelegea de ce nu mai câștiga. Am eu un prieten foarte bun care tot așa, cu 10 ani, a lovit cu, cred, da, da. Cu $30, au făcut un boom de aia și după aia îi spun, bă, ce nu mai joci la 20, 30 până 50, joci mai 200? Dar cum, bă, dar-s bun? În două săptămâni mă suna să transfer pe PokerStars, nu transfer și mie niște bani. Nu am. E foarte important și pe upswing să nu facem greșeală, nu pe downswing. Adică greșeli la fel de mari se fac pe upswing ca și pe downswing. Mărirea mizelor, cheltuirea tuturor banilor și mai departe. Sunt o grămadă de greșeli care se fac și pe upswing, nu pe downswing. Pe downswing, în principiu, singura greșeală care poți să faci foarte mare e să joci foarte mult, să continui să joci foarte mult și să joci și mai prost. Cumva. Adică fie din cauza tiltului, fie cumva în loc să se îmbunătățești jocul, să ți-l strici din cauza că ți se pare că nu merge cu jocul tău și din cauza asta să joci și mai prost, să nu trebuie să bine. Deci cam asta e greșeala care poți să faci pe downswing. Să joci și na, fie să-ți strici jocul în joc mai prost, fie nu să-l strici, dar să nu te concentrezi să-ți faci jocul tău. Atunci, gândim că soluția e să nu jucăm dacă nu se facă să jucăm. Cam asta e greșeala care poți să faci pe downswing. Pe upswing, greșeala tipică care o fac oamenii să-și mărească băinul. Și n-ar fi să ne mărim bainurile pe baza faptului că avem un downswing sau un upswing. Ar fi să-l mărim când avem alte motive mai obiective să credem că putem urca în mize. Când avem câștiguri constante, de exemplu, versus, ok, am avut noroc la un turneu, am câștigat o sumă de bani, hai să măresc bainul de 10 ori. Nu. Dacă câștigăm constant și constant mizele noastre și studiem sus, da, e motiv să mărim mizele. Am avut noroc, dar asta nu e motiv brusc să mărim mizele. Da. Bun, întrebări, mai aveți? Da, pentru cei care au job și nu au timp de studiu de rulat turnee, până la scopul cursului ăsta e să fie conștienți de ce înseamnă variația, să nu se mire că au jumătate de ani în care câștig, jumătate de ani în care pierd. E ceva normal. Nu-i pokerul sursa noastră de venit, singura sursă de venit, așa că ar trebui să jucăm de plăcere, să ne bucurăm mai mult când și câștigăm, decât să ne enervăm când pierdem. Da. Chestia o să aibă consecințe pozitive în viața. Dacă reușești și gândești așa și treci de nivelul ăla când pur și simplu pui suflet și te nebunești când pierzi, nu o să reușești. Dacă reușești și treci peste asta, ai toate șanse să ajungi din ce în ce mai bun. Automat. Deci nu spese că ai avut o sesiune mai o perioadă mai proastă. Cei care au job de afară să ajungă să tranziționeze spre poker full-time, trebuie să realizeze că nu faptul că câștigă atunci un turneu sau ceva o să-i ajute, chiar dacă nu, evident că e foarte important la un moment dat să câștigăm o sumă de bani, dar ați văzut cam câte sunt roiurile în turneele online. Nu putem câștiga în medie sume foarte mari de bani când va dormi. Ca să ajungă să trăiască din poker, trebuie să-și îmbunătățească jocul, să crească mize și în timp să ajungă să poată să facă mai mulți bani. În momentele alea contează mai mult să jucăm de plăcere și să învățăm decât am câștigat sau nu $500 la 1000 de mică. Ar trebui făcut un fel de grafic sau punctat de ce ar trebui să țină cont un jucător la mese și pe genul de joc. Păi, dacă joci MTT-uri, primul pas să înveți regiuni de cărți. Asta e sfatul meu. Vă jur, cum la pe inimă. Sunt prea multe lucruri ca să putem să le punem. Dacă știi range-ul de cărți, automat după aia când joci versus tu, UTG versus cut-off sau cut-off versus aici, tu știi range-ul lui, nu? Cam îl pui într-un range. Eu zic că aia să începi prima dată și după aia size-urile, clar. Hirocol, da, ca jucătorii bine să faci parte dintr-un grup. Și ușor, ușor, pas cu pas, tot. Am multe grupuri de poker pe Discord, dacă mai e grupul nostru, mai zic și altele. Bun.
Anghiu, și mai este un lucru. Ca jucător trebuie să faci parte dintr-un grup, să fii abonat la cât mai multe site-uri. Exact, exact, Vase, așa e. Pe Upswing mai e și Winners Tilt. Da, da. Salut, salut, Cristian Marian. Mai dăm focul la câțiva din banii câștigați. Și băiatul de pe Voice. Am întrebare, am și eu. Spune, Cristian, te ascultăm. Da, tu vezi, dar tu nu trebuie să te gândești la asta, tu trebuie să te gândești... Nu contează prea mult că nu țin ceilalți scoți jucători mie de range-uri. E foarte bine că nu țin cont. Tu joci range-urile corecte. Dacă poți și știi, adaptezi la cum joacă ei, dacă nu, și dacă le folosești pe alea corecte, tu o să câștigi. Pe termenul și eu o să pierdem. Nu trebuie să... Dacă ei nu joacă range-uri corecte, asta e bine pentru tine. E rău pentru tine. Da. Tu vezi, n-are importanță. Tu trebuie să joci cât mai corect. Tu trebuie să joci cât mai corect. Și pe termen lung o să vezi rezultatele. E adevărat că atunci când treci printr-o perioadă foarte nasoală, e bine să-ți limitezi mâinile și să joci doar mâinile foarte bune? Da? Nu. Ba, nu? Adică mă refer să reduci un pic range-ul, nu? Bun, dacă ajungi la concluzia că joci prea lus, da. Altfel, dacă jocul tău e bun, nu e soluție. Ideea e că dacă ești prea afectat, dacă din cauza stării tale mentale proaste ești afectat de orice mână care o să o pierzi, e o soluție mai bună să nu joci decât să joci și să nu faci niște open-uri sau niște tripete profitabile, doar că te afectează orice poți pierdut. Uite, Chris, eu deschideam din cut-off pop 4 suite de juve 7 suite. N-am mai deschis în ultima vreme. Am văzut că rulez rău, am încercat să nu mai deschid. Dacă s-au putut profitabile, nu e idee bună să nu mai deschizi. Acum, dacă te afectează pierderea oricărei mâini, ți-am zis, soluția mai bună e să nu joci în ziua aia decât să nu joci mâini profitabile doar ca să minimizezi mâinile care le pierzi. Că de-aia, mintea umană normal că percepe doar poturile pierdute, nu percepe că pierdem câte un ante în fiecare mână când foldăm. Dar în realitate... Așa, e informația negativă imediat e stocată. O să ajungem să pierdem din cauza că nu mai jocul nostru A-game, ci B-game sau C-game sau al doilea cel mai bun joc al nostru. Acum da, evident că nu recomand nici contrarul, nu ne punem acum, fiindcă e perioada proastă, să facem piu sau cum îi zice, să jucăm extra mâine. Ca idee, na, poate dacă devenim cu 2, 3, 5 sau mai tight, nu e așa rău, da? Uite, am ieșit acum de la Micro Millions cu AS Dam versus 10 versus 10, le-a pus 10. Nu, se întâmplă. Deschid early 2 BB-uri, fac 3B din hijack, 5.4, depinde de stack-ul, ce cut off the call. Nu știu ce 3B e la deschid 2, tu faci 5.4, depinde de stack-ul, nu știu început, cum era. Și o vezi 13 BB-uri. Ideea e că pokerul nu-i așa, nu orice mână în care am pierdut am greșit. E normal să pierdem și toată lumea pierde plumele de mâini, standard. Și jucătorii care fac milioane de dolari din poker și joacă 10.000 de turnee și tu, eu o să piardă chiar mai multe mâine cât pierdeți voi, o să piardă și ei cu as pop la as dama și cu as la pop și în toate situațiile în care n-ai ce să faci, o să pierdă toată lumea. Ok, impresia noastră e că am pierdut din cauza aia, dar aia nu putem evita. Tocmai de asta chiar și jucătorii foarte buni au ROI, cum am dat exemplu, 20%, nu 100% într-un turneu, pentru că n-ai cum să eviți toate situațiile în care pierzi, fie din ghinion, fie din alte motive, n-ai cum să eviți. Ce poți să faci și ce fac jucătorii grinder care câștigă la multă rămâncă, câștigă restul spoturilor și joacă mai bine restul spoturilor, depinde de ei. Dacă ai pierdut cu as pop-ul ăla, da, asta e, n-ai ce face, dar joacă mai bine post-flop, câștigă mai multe poturi, dau niște poturi mai bune, câștigă mai multe poturi nedisputate, mici și așa mai departe. Acolo se face diferența, nu la faptul că am pierdut cu as dama la 10. Tu, Blaise, să înțelegi românești, dacă dai call, se schimbă, 100% se schimbă flop-ul, nu-ți mai vine același flop. Dacă ai fi dat tu call, câștigai la... Nu, că ai văzut, dar dacă dădeai și tu call, nu-ți mai vine. La milisecundă se schimbă total, sau se schimbă... N-am înțeles bine toată mâna, îți răspundeam mai exact, dar n-am înțeles foarte bine. Dacă vrei, postează pe Discord mâna exact și acolo să-ți răspund ori eu, ori băieții. Da, postează pe Discord. Să spun exact, fiind să mâna asta, că n-am înțeles bine toată acțiunea, altfel îți răspundeam concret. A zis că a deschis, așa, de aici, stai că-ți spun eu acum, Chris. Deschid early position 2 BB-uri, el face cu as damă 3B din hijack, 5.4 BB-uri, cut-off-ul dă call 5.4, deci dă call la 3B, small împinge 13 BB-uri, șovează. Și îmi iau call,
Nu, smolul trage 13 BB, el șovează și ia col de la buton. Ce aveam azi damă sau ce? Da, azi damă. A, păi nu, pare nimic greșit. Băgăm azi damă, asta e. Asta e. Deci nu e nimic greșit în mâna asta, da? Să nu înseamnă că nu sunt chestii greșite în alte mâini. Poate chiar în mâini care le-ai câștigat, nu care le-ai pierdut. Postați mâinile care... Da, adică memoria selectivă, tocmai de asta ne ajută și să fim într-un grup de jucători, pentru că așa funcționează mintea umană. Noi o să tragem niște concluzii pe baza cum joacă lumea, o să vedem că pierdem niște mâini în niște situații sau ceva, dar sample-ul nostru e mic și atunci noi nu știm dacă, ok, poate ar trebui să joc așa sau trebuie să nu mai joc așa sau ai o anumită impresie. Și dacă ești într-un grup de jucători, nu contează că ești jucători bun sau nu, dar poți să întrebi, uitați, vă, vi se pare că aici lumea, nu știu, mi-a dat colpul ăsta sau vi se pare că... Și atunci o să-ți dai seama dacă concluzia ta îi doare în capul tău sau e greșită, fiindcă așa s-o nimeri la tine, sau chiar așa stau lucrurile. Dacă tu întrebi 10 jucători dacă li se pare că lumea nu știu ce ar face acolo și 9 o să zică că da, probabil că o dreptate, că experiența 10 oameni mai relevantă decât a unii. Bun. Bun, băieți, haideți să, dacă mai aveți nelămuriri, ne auzim pe Discord, nu? Lăsăm și pe Chris și pe băieți ca să meargă la mese, că o să înceapă sesiunile toată lumea. Astăzi nu o să avem live, insane, plecat la ceva onomastic, eu nu o să fac, o să trebuia să-mi scot mâine să mă uit un pic peste ele. Poate o să joc puțin pe Discord mai târziu, dar mâine, sunt mâine, poi mâine și uite tot weekendul, băgăm volum, băgăm, rinduim, continuu. Dacă mai aveți, v-am spus, dacă mai aveți întrebări, nelămuriri, mâini jucate și vreți să aflați părerea noastră, vă așteptăm pe Discord. Vă urez zi faină, succes la mese, spor în continuare în ceea ce faceți și miercuri viitoare cu nouă partea a patra, nu? Chris, cam așa e. Da. Bun. Să vedem ce faci. Poate să punem iar la vot. Vă salutăm pe toți, succes și o zi frumoasă să aveți, băieți. Hai, mulțumim pentru tot. O seară bună, baftă. Pa, pa.